În ultima perioadă, omenirea duce o luptă grea contra încălzirii globale și poluării, se știe. De aceea, tot mai multe companii din întreaga lume optează pentru surse regenerabile care pot să încetinească aceste procese distructive pentru planeta noastră. Mă uit acum la un documentar care zice că, de fapt, e un circuit. A cincea oară când planeta noastră se distruge și iarăși reînvie. Da, da, cele patru ori anterioare nu erau despre plastic, fabrici. Nu. Erau despre asteroizi și mai erau alte momente. Nu fac excepție niciunele companii de la noi din țară care se declară eco-friendly. Hai să vedem cum. Utilizarea energiei regenerabile este una dintre modalitățile eficiente de a reduce consumul excesiv de gaz, cărbune și petrol, care accelerează încălzirea globală. Un alt avantaj îl reprezintă economia financiară. Din acest motiv, pentru unele companii de la noi, instalarea unor panouri solare fotovoltaice aduce cu siguranță o scădere considerabilă a cheltuielilor pentru energie. Nicanor Negru, administratorul unei afaceri apicole, susține din propria experiență că investiția în panourile fotovoltaice își merită toate costurile. Folosind energie electrică proprie, banii cheltuiți vor fi recuperați neîntârziat. Întreprinderea noastră este dotată cu un sistem de panouri fotovoltaice care ne permite sau ne acoperă necesitățile întreprinderii 100%. Deci asta este foarte bine din punct de vedere financiar, în primul rând. Nu trebuie să achităm, practic, facturile parcursul anului la energie electrică. Este o investiție costisitoare pentru moment, dar pe termen lung, dacă este să prefim, deci aceste cheltuieri sau costuri vor fi răscumpărate. Energia regenerabilă are prioritate în comparație cu celelalte surse energetice și datorită faptului că nu dăunează mediului. Ne gândim la mediul înconjurător, ne gândim la localitatea noastră, ne gândim la cei de alături și deci acesta este un motiv în plus ca să avem o astfel de instalație. Mai mult de atât, antreprenorul intenționează ca planurile companiei legate de soluțiile ecologice să aibă o continuitate. O afacere care avem noi, deci iarăși, este în creștere, deci astfel consumul de energie electrică este în creștere și cred eu că anul viitor vom mări capacitatea de acestui parc fotovoltaic ca iarăși să fie 100% deci energie regenerabilă. Creșterea ponderei surselor de energie regenerabilă va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. O cotă de 20% înseamnă evitarea 700 de milioane de tone de CO2 pe an. De asemenea, metodele neconvenționale de procurare a energiei ne vor asigura un viitor sustenabil și un prezent fără grijă a facturilor.